inclusiv eu face 24 de prank-uri în 24 de ore lui Mițu, iar primul prank este să-l trezim cu muzică tare și să sar peste el în pat. Hai să mergem să-l trezim. M-am stricurat în cameră, m-am urcat ușor în pat și... Bună dimineața! Mâncați-i șcura ta! Hai de trezirea! Bă, băiat! Ole, trezirea! Da, mă, lasă! Frate, e 9:30, haide la treabă! Lasă-mă, mă, că ne-a culcat a doua seară! Ia uitați-vă ce s-a activat! Haide, mă, frate, ca să mă groază de treabă azi! Ce treabă avem, mă? Haide să mergem să filmăm! Să filmăm? Da! Ia zi, ți-a plăcut melodia cu care te-am trezit? Nu! Da, chiar e tare! Da, mi-a plăcut, iubita mea, mi-a plăcut! Dă-ți te pup! Da! Da, hai e trezirea pentru că avem treabă mult astăzi. Trebuie să mergem și la deschiderea 3 Academy și hai să vedem. Auzi, vrei să-ți fac shake-ul de proteine? Da, te rog, să pui cu de la de cocos, da? Hai că mă duc să-l fac. Bine. Ceea ce el nu știe este că o să-i pun shake-ul ăsta de proteine tot felul de condimente, sare, chili, piper, de toate. Haideți să vedem cum îl facem. Și sunt curioasă ce reacție să aibă când o să bea prima gură de shake din ăsta. Plin de condimente în el. Hai să vedem. Ok, avem aici shake-ul lui Mițu. Îi punem și puțină proteină din asta. Hai să vedem, punem aici. Ca să aibă gustul, să nu fie prea ciudat din prima. Și ia vedeți ce am aici, sare și condiment din ăsta iute. Punem ca lumea, frate, ia să vedem. Mi-e puțin milă de frate, ok, de ajuns. Și sare mult, rău de tot. Ia uitați-vă cum arată, bro, what the fuck. Îl punem cu apă ca să aibă așa un gust nașpa din prima. Mamă, cum miroase condimentul ăla, iute. Îl punem doar așa, jumate, ca să zică că ne batem joc de el. Ai, haide să amestecăm. Abia aștept să-i vă reacția, sincer. Cred că e gata, hai să vedem cum miroase. Fai de mine, cum miroase, bro. Haide să vedem reacția lui. Hai că l-am făcut, nu mai aveam lapte de loc. Ce nu mai aveai? Lapte. Păi și cu ce ai făcut? Poftim, cu apă. Păi ce mi-ai pus, mă, așa puțin? E bun, mă, frate, dacă n-am mai avut lapte, am pus așa cu ce-am putut. Bă, bă, uitați-vă puțin! Mamă! Hai, mă, frate, iar îți iată prank-uri! Ce prank-uri, frate? Ce nu e bine? Am dat și pe tricou ăsta, Alba, și pe tata. Hai, mă, frate, lasă-mă în pace! Dar ce s-a întâmplat, mă, frate? Ce ai pățit? Bă, lasă-mă, mă, mâncați în joapea, că eu te dă numai pot! Hai de mine, cred că s-a pus cu fac videoclip. Haide că n-ai nimic! Care se arde de asta, mă, frate? Gata! Îmi pui în shake-uri, îmi strici, îmi prăpădești toată mutra aia proteică. Lasă-mă în pace. Ia lăsa de aici și fă și mie shake bun. Fă-mi shake bun. Dar ăsta ce are, fă-mi frate? Bă, dar nu mai fă de-astea. Mă, dar te-ai tuns acum, nu? Da. Mamă, ce freză tare ai! Ce bine stă! Te-ai tuns acum, nu? Nu prea îmi place cum te-ai tuns, dar... Da, ți-am stricat freza. Păi frate, te rog, eu potorește-te cu clipurile astea, că știi că nu-mi plac. Uite, dai păr pe aici, nu m-am spălat în cap. Dai păr peste tot, mi-ai murdărit astea. Abia mi-am făcut freza, abia m-am tuns, mi-ai pus de ăsta. Lasă-mă, du-te, fă-mi ăsta în pace, te rog eu frumos. Mamă, dar nu-mi place deloc cum te-ai tuns, frate. Du-te un pic, te rog eu frumos, du-te pe și mie. Aoleu, dar te super ca un bebeluș. Uitați-vă, mă, cum face, te super ca un bebeluș, auzi? Deci ești cel mai supărăcios, iubit. Nu-ți fac nimic și deja t-ataci. Am venit și noi la Mac, ne-am luat ceva de mâncat pentru că trebuie să mergem la 3 Academy Dobrogea inaugurare și trebuie să mâncăm așa pe repede înainte, cum s-ar spune, mi-am luat o înghițată pentru că mi-era foarte tare poftă. Cred că nu ne-au pus sosuri, frate. Pe bune? Adevărat zic că ne-au pus sosuri. Iau gură de înghițată, poate ai poftă. Da. Bă! Hai, mă, bă, frate, uite ce ai făcut în mașină. Bă, ce s-a întâmplat? Bă, ești mârlămoaică, mă. Bă, uite cum am înghețat. Am dat și pe mine. Hai. Oh my god, scuze, n-am vrut din greșeală. Dă șervețele, dă șervețele, nu mai filma. Ok, revenind după ce dau șervețele, că deja devine recalcitrant, Mițu. Nu prea îmi place. Haideți că deja este a doua zi, i-am spus Mițu să coboare pentru că vreau să filmez cu el un TikTok, dar o să fiu un TikTok și mai rău de tot, o să-i dau cu prișcă pe fața, abia aștept să vină. O să vedeți și voi ce TikTok și mechele o să fac. M-a dus să-l chem. Fii atent, o să-ți fac o magie. Ești pregătit? Hai, de ce știi tu magie? Da, știu magie. Ești pregătit, da, sau nu, da, ești pregătit? Da, hai. Da? Fii atent. Tu trebuie să urmărești focul de la bricheta asta, bine? Bine, o să facem o artificii și mechele de tot. Certific. Fii atent. Urmărește de aici. Urmărește. Uite-te, uite-te la ea. Băi, mârlămoaică! Băi, ești bine? Băi,
ești mârlă? M-ai intrat până azi, mai pot să respir. Mi-a sărit și-n păr. Nu te mai suport, dă șervețele, te rog eu frumos, dă șervețele. Da, bă, șervețele. Ai avut încredere în mine, ai văzut, am avut un truc de magie. Nu te-ai ajutat la asta niciodată. Bine, lasă că dai tu stobrec aici. Așa și dacă dau stobrec. Bine. Aoleu, mamă, ce tare a ieșit trucul ăsta de magie. A ieșit tare, adu șervețelele alea. De obicei sunt mai bună ca Mițu la Mage Masters, iar acum o să mă duc jos în living unde s-o provo la un meci de Mage Masters. O să spun că nu e bun deloc la jocul ăsta, o să mă iau de el că nu se joacă bine, că nu știe să se joace. Într-un mod așa mai nesi, dar sper să-mi fie super pe mine. Haide să vedem reacția, pentru că o să fiu destul de rea cu el acum. Deci fii atent, te provo la un meci de Mage Masters, te baci? Da, mă, păi te sparg. Eu te sparg cu tine că tu ești slab la jocul ăsta. Bine, bine, stai acolo, hai. Ce tare la jocul ăsta este că te poți juca cu prietenii așa cum fac și eu cu Mițu acum. Hai. Nu uitați să vă descărcați și voi jocul de pe QR code-ul ăsta de aici de pe ecran sau din descriere. Bă, mi-a dat telefonul jos. Din greșeală, dar pentru că nu văd nimic fac asta. Activăm și boosterul din prima. Cum are, mă, dintr-o singură mutare 79 de puncte? Dau și eu activate la boosterul ăsta. Da, tată, le-am tras, ești nebun? Da, tată. Ia uite ce am făcut aici. Băi, cum, mă? 274 de puncte. Ce-i asta? Dacă încercați și voi jocul de pe linkul meu din descriere, veți intra automat într-un concurs special Star Race, se numește, și chiar dacă aveți jocul descărcat deja, apasă pe linkul din descriere și intră și tu la Star Race. Joacă meciuri timp de 5 zile consecutive, iar persoana care va acumula cele mai multe puncte va câștiga cele mai tari premii. Vreau să mă joc și cu voi, dacă vrei și voi să vă jucați cu mine, intrați în timpul meu, Team Arena se numește, și acolo am împărțit și lucrurile pe care le-am eu cu prietenii care au intrat în grupul meu, adică e super tare. Și ultima mișcare, ia uite, știai de asta? 400, incredibil, bro. Încă înfulger aici? Nu pot să cred. Winner, nu uitați să vă descărcați și voi jocul de pe linkul din descriere sau QR code de pe ecran. Oameni, ce mi-a făcut. Nu mi-a suflat foarte mult biscuiți Oreo, așa că eu o să înlocuiesc crema asta de lapte cu pastă de dinți. Haideți să vedem cine iese aici, pentru că trebuie să fiu foarte atentă să nu se rupă biscuitele. Perfect, uitați-vă cât de bine s-a desfăcut ăsta. Îi dăm crema asta de lapte jos. I-am dat crema de lapte jos, acum haideți să punem pastă de dinți. Oh my god, nu cred că o să aibă un gust prea bun biscuitele ăsta, dar de-abia aștept să-i văd reacția. Întindem puțin așa și acum haideți să punem și cealaltă bucățică. Bam! Nici nu se observă că nu e Oreo original aici, pe bune. Mai fac câțiva, iar apoi o să mă duc să-i duc să vedem reacția lui. Am continuat să-i pun pastă de dinți pe biscuiți, dar dintr-o dată a intrat în bucătărie. Ce faci? Dar la mai mare, pune și mie pahar mai mare. Da, cu lată să mai pun după, că mai foarte puțin. E pus să-l beau așa din prima, mă. Ia cu biscuit. Băi, 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 amă, ce s-a întâmplat? E mentolat! Ai pus pastă de dinți în toate! Ai toată și pasta. Dacă de aici nu e frumos, mă fac să închid pastă de dinți? Pe ce are? Și când erai în cum mă să închid pastă de dinți? Uite, o cum poți să văd camerele alea acolo, bă, când uitați, aici era camera. Am văzut-o și eu, dacă am trezit. Am venit la 3 Academie, era cum o să mă duc să-l împing pe Mițu în apă. Haideți să vedem dacă îmi iese, pentru că este destul de greu. Haideți să vedem unde este acum. Uitați-vă cum stă, mă duc să schimbă tata Mițanu să mă filmeze. Tata Mițanu a venit să mă filmați când arunc pe Mițu în apă. Haide. Bă, Barbie, ești mult am aruncat! Doamne! Ce bine-mi pare! Bă, vorbeam cu Aris! Voia să mai stai o dată, nu? Da! Bă, ce bine-mi pare! Nu m-am așteptat deloc, am luat și apă, ești de bun, am înghițit apă! Te-a plăcut? Da! Nu cred că știți, dar ne-am luat telefoane noi și eu și Mițu, iar acum Mițu este în cameră, se uită la televizor. Am reușit cumva să-i fur telefonul, iar acum o să scot telefonul din pusă. Și o să-i arunc aici pe scărie, crezând că e telefonul. Haideți să vedem reacția, pentru că mi-e frică, ține foarte mult, el avem de două zile totuși. Mițu, vino puțin, te rog, aici pe hol. Mițu, vino puțin pe hol. Ăsta-i telefonul tău? Băi! Nu cred că s-a spart. E husa, mă? Oameni, ce m-a speriat, ferească Dumnezeu, e husa? Mamă, cum te-ai prins, mă, că e husa? Păi nu s-a auzit așa tare, Doamne. Astea am făcut numai prank-uri. Am văzut că mi-ai făcut numai prank-uri. Te-ai supărat? Da. S-a supărat pe mine. Nu uita să vă descărcați și voi Mage Masters de pe linkul din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!